Sibiu să aibă loc în această săptămână. Suntem în curtea Asociației de Drumuri și Poduri, Societatea Consiliului Județean, SPRD-PSA. Am alături de mine conducerea societății, domnul director Volumbeanu, domnul director Camacu, conducerea Consiliului Județean, vicepreședintele Mihai Neațu, administratorul Cosmin Dune, secretarul județului Chișovăilă. Am vrut să fim astăzi prezenți aici pentru că o nouă investiție de la această echipamente și utilaje a Consiliului Județean s-a recepționat. E vorba de încă două echipamente, două utilaje cu echipamente funcționale, două minoguri, aproximativ 1 milion de euro a fost suma pe care Consiliul Județean a investit-o prin Societatea de Drumuri și Poduri, două echipamente performante, vârf de gamă, putem să spunem noi, echipamente multifuncționale care pot să facă atât partea de dezăpezire, dar și partea de întreținere de drumuri și mai multe operațiuni, nu știu, de la cosit vegetație sau la săpat șanturi sau la sărbițe și mai detalii o să vă spună colegii noștri. Echipamente care întregesc o flotă destul de bine pusă la punct. Avem 47 de utilaje la Societatea de Drumuri și Poduri, majoritatea sunt noi, pentru că doar în ultimii 4 ani, 4 milioane de euro au fost investiți în această societate comercială la Consiliul Județean, în tot ce înseamnă achiziție de noi utilaje. Acum vorbim de două minoguri, în ultimii 2 ani am mai cumpărat două, în anii trecuți autocredere sau vulturi excavatoare sau ținem această societate la standarde înalte pentru că de-a lungul timpului Societatea de Drumuri și Poduri și-a dovedit utilitatea. N-am vrut să, ca și politică, atât a mea cât și a președintelui Cosmin Dune, n-am vrut să închidem societatea, n-am vrut să privatizăm societatea, sunt cred că doar 5 județe în țară care mai au în proprietate Societatea de Drumuri și Poduri. Are 1100 de km, aproximativ 184 de km de drum în administrare, drumuri județene, își fac treaba de la partea de administrare curentă, la asfaltări sau chiar sau la dezăpezire atunci când e cald. Deja am vedut că sunt doar câteva momente pe an. Am spus că ultimii 4 ani au fost 4 milioane de euro investiți. Noi vom continua în perioada următoare, pe măsură ce bugetul ne permite să ținem unitatea cu utilaje și cu echipamente performante, din felul acesta și lucrări cum sunt performante. Eu o să vă spun că și jumătate de și vorbim de că 4 ani ca vicepreședinte care a lăsut țările de PSA, unitatea niciodată nu a fost în fiecare an a fost un profit, eu sunt societate comercială cu acțiuni, eu sunt societate de stat și care în fiecare an a făcut profit. Ori, faptul acesta ne determină să îi ținem în viață, să investim în ei și, bineînțeles, să-și poată să-și facă treaba în condiții foarte